În seara, stimați telespectatori, săptămâna trecută, doamna doctor Veronica Stoica, medic stomatolog, ne-a vorbit despre parodontopatie. Parodontoză, stimați telespectatori, pentru noi muritorii de rând, o boală care nu e chiar ușoară și de aceea am rugat-o pe doamna doctor să continuăm discuția despre această maladie, pentru că mai are încă multe de spus. Bună seara, doamna doctor, vă mulțumesc că ați revenit la noi. Vă rog frumos, despre parodontopatie. Da, așa. Da. Aș fi dorit să vorbim un pic despre tratamentul sau tratamentele în caz de parodontopatie, care, din păcate, sunt foarte solicitante pentru pacient și ele ar trebui făcute foarte riguros ca să se vadă rezultatele, și pacienții uneori sunt dezamăgiți, aș putea să spun. Speriați, probabil. Nu, tocmai ar fi bine să fie speriați, că poate sperietura i-ar face să fie un pic mai mai riguroși și mai dispuși să facă aceste tratamente. Sunt tratamente care trebuie făcute acasă permanent, în fiecare zi, care cer un număr de minute, 10-15 minute, față de un pacient care nu are această afecțiune. Și sunt tratamente care trebuie făcute doar în cabinetul, care pot fi făcute doar în cabinetul stomatologic, și asta la intervale destul de scurte de timp. Deci pentru pacienți este un consum energetic mărișor în raport cu faptul că toți suntem obosiți, toți când ajungem acasă vrem să ne relaxăm și nu să stăm 15 minute în fața oglinzii din baie să curățăm foarte bine dinții. Și atunci pacienții dezarmează foarte ușor, foarte ușor. E o muncă cu tine însuți, însăți, depinde de cine, dacă vrei să ții în frâu această afecțiune, care pe de altă parte se poate ține în frâu foarte, foarte eficient. O să vă arăt radiografiile unui pacient foarte drag mie, care este printre primii pacienți ai cabinetului. Am evoluția dumnealui din 2010, un pacient cu diagnostic clar de parodontopatie, care a fost foarte serios cu tratamentele stomatologice periodice. La ce vârstă l-ați depistat, doamnă? Dumnealui a ajuns la mine când avea în jur de 50 de ani. Atunci au fost primele semne? Nu, dumnealui mergea în afara orașului, într-un centru universitar, cu neplăcerile de rigoare, drumuri, cazare la hotel, plecat la drum apoi după intervenție chirurgicală, lucru foarte complicat pentru dumnealui. Întâmplător a auzit de mine, printr-o conjunctură, a aflat că am această calificare, să-i spun așa, care se numește competență în parodontologie, care se face separat în cadrul facultății de stomatologie, după ce ai terminat 6 ani de facultate, 3 ani de rezidențiat și dacă mai vrei, poți să mai faci, da? Așa. Bun. Deci această competență mi-a dat mie dreptul, între ghilimele, să pot aborda această afecțiune a dumnealui. Repet, și dacă pacienții sau cei care ne privesc rămân cu această informație, înseamnă că noi astăzi nu ne-am întâlnit degeaba. Parodontopatia necesită o investiție de energie și timp, din fericire nu financiar foarte mult, ca în cazul implantelor, da? Investiție de energie și timp ca să-ți menții pe arcade dinții pe care îi ai la momentul respectiv. Nu este foarte ușor și nu este foarte la îndemână, dar se poate. Eu zic că poate este aproape ca la
regimurile acelea de slăbire unde poate nu e greu să atingi o anumită greutate, ci mai greu este să menții acea greutate pentru toată viața. Da, da? Este aproximativ același lucru. Dar ne vorbeați despre pacientul respectiv, domnul, da, pe care l-ați depistat la 50 de ani. Spuneați că ne arătați niște radiografii. Da, de, da. Câți ani sunt de când ați deschis acest cabinet? Că ați spus că e de la 2011. Deci din, da? 2011 sunt 8 ani. Da, este... 9 ani. A evoluat sau a involuat această... O să vedem pe radiografii, pentru că pacienții cu parodontopatie trebuie să facă o dată pe an o radiografie panoramică, deci o radiografie generală a cavității bucale. Pe acea radiografie se vede foarte frumos pierderea osoasă care s-a întâmplat cu toate tratamentele pe care tu le-ai făcut. Și aici o să vedeți, de asta aș vrea să... De fapt, scopul prezentării acestui pacient este ca la final să tragem concluzia că, domnule, cu mers la dentist periodic, cu rigurozitatea ta de acasă, cu disponibilitatea, cu rigurozitatea ta de acasă, lucrurile pot evolua foarte frumos, în sensul că la domnul acesta, de exemplu, am extras doar niște molari de minte, care în general se scot, da, în general, da, da? Deci nu-i punem la calcul, și din dinții dumnealui cu care a venit în 2011, am extras un singur molar. Deci și-a revenit în atâția ani, în atâția de zile. Ani de zile, da? Nu și-a revenit, ci boala nu a evoluat decât aproape fiziologic. Pentru că omul acum se datorită tratamentului pe care l-a făcut? Datorită cu siguranță tratamentului. De care omul s-a ținut foarte serios. Foarte asta strict. Este. Foarte strict. Foarte strict. Ba, aș putea să spun că am mai avut și alți dușmani, în sensul că între timp s-au mai depistat niște afecțiuni generale, da? Care ar fi putut să dezechilibreze un pic raportul ăsta între tratament și eficiență, da, eficiența lui. Dar el fiind foarte riguros și intrându-i în reflexul de zi cu zi, așa cum ne spălăm pe mâini, pe dinți, pe păr, ne demachiem, intrând în reflexul de zi cu zi acest ritual, că e un ritual de curățare, dumnealui la ora asta are toți dinții, cu excepția unuia, unei măsele, cu care noi ne-am întâlnit în 2010 chiar. Deci eu l-am cunoscut pe dumnealui în 2010, dar treaba serioasă a început în 2011. Dom'le, felicitări și dumneavoastră, pentru că, uite, mă bucur că aici, la noi, în Vrancea, există persoane, există medici, dentiști, văd acum se spune dentist, stomatolog, dar e tot aia, care cunosc aceste ritualuri, să le spun așa, da, nu? Da, 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 da. Care fac parte din tratamentul împotriva parodontozei, da? Ați spus că nu există A în această, da, parodontoze. Da. Rămâne ca lumea să fie pusă un pic pe gânduri și să fie mai atentă cu tot ce se întâmplă cu dinții, nu? Că la mulți dintre oameni se constată, ei constată de fapt că li se mișcă un dinte, că și nu că dau atenție, la periaj, că sângerează, și asta este un motiv de îngrijorare, da? Da, 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 da. Poate să genereze, adică poate să fie un efect al parodontozei această sigur sângerare? Că da, sigur că da. Deci această parodontopatie afectează cele trei straturi care țin dintele pe poziție: ligamente, os, gingie. Noi nu vedem decât deteriorarea gingivală, că gingia e la suprafață, da, da, noi nu, da, vedem, da, oase, nu vedem, da, ligamente, da, da, da? Ei, gingia este cea care trage semnalul de alarmă. Care gingie este? Sângerândă, inflamată, ușor dureroasă undeva, orice parodontopatie, deci orice boală gravă de gingie apare printr-o
printr-un prim pas care se numește gingivită, adică o inflamație gingivală. Gingivita. Și care, mă scuzați, e tratată foarte cu superficialitate de către pacienți. Omul, gingivită, nu sunt știu multe ce. De vorbit aici, sunt multe de vorbit despre. Parodontopatul fumător, parodontopatul nefumător. Sunt foarte de multe de vorbit. Așa? De ce zâmbiți când vă uitați la mine? Da, da. Da. Sigur că sunt foarte multe lucruri de vorbit, din păcate tot timpul e cel care ne joacă feste. Din nou am căpătat niște niște informații utile. Peste o săptămână când venim la dumneavoastră o să continuăm dacă sunteți de acord cu acest subiect. Vă mulțumim foarte mult. Cu multă plăcere. La revedere, stimați telespectatori. La revedere.